Medicii de familie se schimbă de la o zi la alta. Ieri s-au hotărât să semneze contractele cadru pe 2011 cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Gorj, după ce au fost modificate câteva norme în favoarea lor. Astăzi s-au răzgândit însă și susțin în continuare că refuză să intre în relații contractuale cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Ieri credeam că le vom semna, astăzi, după cum a apărut pe site-ul Casei Naționale, categoric nu vom semna. Două sau trei dintre solicitările noastre au fost satisfăcute, dar majoritatea nu. Și mai mult decât toate, cu noile valori ale punctelor, veniturile noastre vor scădea în continuare cu între 10 și 20%. Mihai Moisescu, președintele Colegiului Medicilor de Familie, susține că odată cu noul contract, chiar dacă unele norme s-au modificat în favoarea lor, cadrele medicale au în continuare de pierdut din punct de vedere financiar. Singurii care vor avea de suferit sunt însă pacienții, dacă medicii nu semnează contractele. Cabinetelor, dacă vor semna aceste contracte, vor intra în faliment fără niciun fel de discuție. Noi mâine ne apucăm de treabă dacă ni se plătește onorabil. Pentru că nu vor exista bilete de trimitere, nu vor exista rețete compensate și gratuite. Deci, în ultima instanță, cei care vor pătimi cel mai mult vor fi pacienții noștri. Contractele ar trebui semnate pe 1 iunie.